Parlamentul European a adoptat o directivă care va interzice utilizarea etichetelor și a declarațiilor de mediu înșelătoare. Noua reglementare ar urma să elimine de pe piață falsele produse bio și eco, ale căror calități nu pot fi dovedite de etichete. Sunt vizate de asemenea strategiile de greenwashing practicate de marile lanțuri comerciale, dar și cele care duc la reducerea artificială a duratei de viață a electrocasnicelor. În acest scop, lista Uniunii Europene cu practicile comerciale interzise va fi completată cu mai multe obiceiuri de marketing problematice legate de dezinformare ecologică și de uzura prematură a bunurilor. Noile norme urmăresc în principal să îmbunătățească fiabilitatea și claritatea etichetelor produselor prin interzicerea utilizării unor declarații de mediu înșelătoare, cum ar fi ecologic, natural, biodegradabil, neutru din punct de vedere climatic sau eco, atunci când nu sunt însoțite de dovezi. Folosirea etichetelor de sustenabilitate va fi și ea reglementată, având în vedere confuzia cauzată de proliferarea lor și faptul că nu folosesc date comparative. În viitor, în Uniunea Europeană vor fi autorizate doar etichetele de sustenabilitate bazate pe sisteme oficiale de certificare sau stabilite de autoritățile publice. Un alt obiectiv important al noii legi este ca producătorii și consumatorii să se concentreze mai mult asupra durabilității produselor. În viitor, informațiile privind garanția produselor vor trebui să fie mai vizibile. Se va crea de asemenea o etichetă armonizată care va conferi mai multă vizibilitate produselor cu o garanție extinsă.